Pentru prima dată în județul nostru, Asociația Sfânta Teodora a dus la îndeplinire un program prin care femeile își pot face gratuit testul Papa Nicolau. Testarea este efectuată de specialiști din cadrul Institutului de Oncologie din Cluj-Napoca, doar pe baza actului de identitate în cadrul caravanei de lângă biblioteca județeană. Guvernul norvegian a finanțat un program prin care orice femeie își poate face testul Papa Nicolau gratuit. Program dus la îndeplinire de Asociația Sfânta Teodora și Institutul Oncologic din Cluj-Napoca. O asociație care luptă împotriva cancerului, eu fiind oncolog, am avut o mare greutate în activitatea mea. Faptul că, deși cancerul de col uterin este un cancer care poți să pui un diagnostic destul de ușor printr-un examen genital și cu un test Papa Nicolau, cu toate acestea, persoanele feminine se prezintă cu stadii avansate și întotdeauna când începi un tratament în stadiu avansat al unui cancer, sunt foarte multe șanse să nu ai un rezultat al tratamentului. Rezultatele acestui test vor fi primite de paciente în aproximativ o lună. Aceasta este prima acțiune care s-a efectuat în Gorj și care durează de ieri, 23 septembrie, până mâine, 25. Este acoperită de personal medical, medici din Institutul Oncologic, care fac prelevarea și transportul în condiții de securitate ale a probelor, iar în aproximativ o lună de zile vom avea rezultatele. În cursul acestor zile, medicul șef-oncolog Mariana Găvănescu se va ocupa de crearea unei baze de date, iar toate femeile care vor fi examinate vor beneficia peste 5 ani de un alt test, indiferent dacă rezultatele vor fi negative sau pozitive. De ce ați venit azi aici? Pentru că să facem testul Papa Nicolaus. L-ați mai făcut? Da, acum 3 ani. Pentru testul Papa Nicolaus. Îl fac an de an. Dar nu cu caravana, nu. L-am făcut la spital. Și tot s-a evit ocazia, e gratuit. Mai profităm de ocazie. Caravana a poposit miercuri în orașul nostru și va fi prezentă până vineri la ora 20 în parcarea de lângă Biblioteca Județeană.